Apa este natură, dar și cultură în egală măsură. Niciodată nu este doar natură sau doar cultură, iar în ciuda faptului că este în continuă mișcare, transformare, cea mai izbitoare caracteristică a apei este asemănarea. Oriunde o întâlnim în circuitul hidrologic sau în cercul social sau cultural, indiferent dacă este domesticită sau regăsim în forța nestabilită a cascadelor, natura ei de bază este aceeași. Această natură a apei este universală, comună tuturor oamenilor, așa cum o demonstrează istoria și în virtutea acestei caracteristici comune. Ea conferă posibilitatea unică de a compara modul divers de înțelegere a conceptului de apă în diverse societăți, penetrând mai multe culturi. Pentru că este atât de interesant, este peste tot și da, putem să. Ele doar sunt pentru un suport vizual, nu au neapărat legătură cu. Sau au legătură, dar nu am nevoie de sprijinul lor neapărat. Toate domeniile au întreprins o abordare a ideilor legate de apă. Aplicarea asupra lor o regăsim peste tot și sunt sigură că mulți dintre dumneavoastră sunteți materializați cu multe concepte de la Eliade până la Șlar. Iar ce voi face eu acum este o reamintire și aproape o inventariere ca să ne dăm seama cât de importantă este simbolistica și înțelegerea structurii simbolice pentru a restabili acea ordine, acea legătură cu natura și pentru de a observa dinamica pe care o are omul în relație cu natura. Miturile și imaginile populare funcționează evident ca un filtru cultural. Creează predispoziția oamenilor de a gândi într-anume fel despre mediul înconjurător, de a-l reprezenta într-un mod specific. Eu am luat ca exemplificare, nu am să intru în toate poveștile pe care le-am scris, pentru că sunt absolut convinsă că mulți dintre dumneavoastră le știți, am luat ca exemplificare povestea potopului. Narativa potopului nu este povestea, mitul potopului pe care l-am regăsit în peste 15 variante, de la China la Babilon, în Țara Galilor, Rusia, India, America, Hawaii, Scandinavia, Sumatra, Peru, Polinezia și lista poate continua. Ce mi s-a părut extrem de interesant a fost faptul că, deși primele povești relatate despre potop, povestea lui Gilgamesh, Scripturile sumeriene din jurul anilor 1800 înainte de Hristos, tindem să credem că acelea sunt primele forme de narrativă a potopului. Dacă se schimbă personajele se schimbă, dar ideea de bază, relatarea în sine, o regăsim după aceea în creștinism, așa cum spuneam, în peste 500 de povești religioase din lume. Observând acest parcurs al poveștii potopului, pare că e o descriere a unui eveniment original care s-a întâmplat în mod natural, în timp. Chiar dacă există unele diferențe în câteva dintre detalii, acest lucru ar fi putut apărea din cauza schimbărilor de limbaj și în directă legătură cu preferințele povestitorului sau ale publicului. Mi s-a părut surprinzător că în cultura chineză, un grup etnic, l-aș numi pe nume Miao, transmite oral această legendă, acest mit, peste 4.000 de ani în urmă. Și o transmite într-o enclavă izolată culturală, pentru că nu regăsim acele povești în istoria chineză de la alte grupuri culturale. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că au transmis oral
Deci, această poveste are o capacitate de transmisie orală extraordinară. Bun, încerc să scurtez. Dacă vreți să vă amintesc un pic ce se întâmpla cu un citat din Cartea Creației. Noe intră în arcă și închide ușa, înainte să se deschidă stăvilarele cerului și adâncurile să se despice. Marele ocean care înconjoară întreaga lume și varsa apele, porțile de gheață ale cerului s-au deschis, frâcând adâncurile pământului. Cosmogonia acvatică îi corespund la nivel antropologic credințele conform căreia omul s-a născut din apă. Potopului îi corespunde cea de-a doua moarte, o moarte inițiatică, ca și în cazul botezului. Una din imaginele de referință ale creației este insula, care răsare dintr-o dată din mijlocul valurilor. Imersiunea în apă înseamnă disoluție și renaștere, întoarcerea la preexistență, și pe de altă parte, imersiunea este replicarea manifestării formei și a materiei, așa cum Eliade ne-a arătat. Prin urmare, simbolul apelor implică atât moartea cât și renașterea, iar contactul cu apa înseamnă întotdeauna regenerare, transformare ciclică a vieții. În toate sistemele religioase, apa își păstrează funcția, abolește, dezintegrează și apoi regenerează. Înțelegerea valorilor spirituale, mitice ale apei, ne ajută să înțelegem structura simbolică a relației omului cu natura și funcția acestea în dinamica de interpretare. Datorită acestei structuri simbolice, lumea devine transparentă, putându-și arăta transcendența. Mulțumesc frumos! Cred că am ajuns la final. Mulțumim și noi foarte mult. În acest moment